Să rămână și bună ziua! Organizăm și săptămâna asta conferințele noastre săptămânale de presă. Domnul deputat Lucian Bode, președintele Organizației Județene și eu, purtătorul de cuvânt și președintele organizației locale, o să abordăm teme de interes general legate de noile modificări ale codului fiscal și ale codului de procedură fiscală, modificări care au un impact, zicem noi, deosebit în rândul agenților economici și al populației și câteva teme locale legate de prețul GEA caloriei și alte probleme diverse. Vă rog, domnul deputat. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc că ați răspuns prezent invitației noastre. Am vrut să abordăm câteva aspecte legate de modificările pe care guvernul le-a aprobat în ședința de miercuri, modificări la legea 571 pe 2003, codul fiscal, respectiv la ordonanța 92 pe 2003, privind codul de procedură fiscală. Parte dintre aceste modificări au fost prezentate și de către dumneavoastră. Aș vrea să insist pe câteva dintre cele care mie mi se par cele mai importante. Am notat un număr de 7 astfel de modificări. Vi le-am prezentat în material și dumneavoastră și dați-mi voie să le prezint așa cum am crezut eu într-o sinteză în fața dumneavoastră. Și dar principalele modificări vin în sprijinul mediului de afaceri categoric, agenților economici aflați în dificultate din cauza crizei economice. Aș începe cu prima modificare, și anume acordarea dreptului de depunere trimestrială a declarației 112. Știți că această declarație, în urmă cu câteva luni, s-a luat decizia de a se depune electronic, de a se comasa tot ce înseamnă declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, lunar. Prin modificările aduse la legea 571, la codul fiscal, această declarație se va depune trimestrial. De ea, beneficiind peste 237.000 de angajatori, persoane fizice și juridice, ceea ce reprezintă aproximativ 54% din totalul celor care depun declarația 112. Ea face referire la asociațiile, fundațiile și micro-întreprindere cu un număr de salariați, o medie a salariaților de 3, respectiv cu un venit anual mai mic de 100.000 de euro. Acestea sunt cei cărora li se adresează această modificare. De asemenea, s-a decis reglementarea unui regim juridic special al penalităților de întârziere aferentă creanțelor fiscale principale eșalonate la plată. Mai exact, în condițiile în care o societate are de achitat 1 miliard de lei vechi penalități, principalul penalități dobânzi, acest miliard împărțit în două categorii, și anume principalul 700 de milioane penalități dobânzi, principalul și dobânzile 700 de milioane, penalitățile 300 de milioane, în condițiile în care acea societate reușește să-și achite principalul plus dobânzile până la 31 decembrie, este scutită de la plata penalităților de 300 de milioane, cât am prezentat în exemplu pe care vi l-am dat aici. De asemenea, cei care își vor eșalona și se vor angaja la plata principalului și al dobânzii până la data de 30 iunie 2012, și anume primul semestru al anului viitor,
vor fi scutiți de plata a 50% din penalitățile pe care aceștia le înregistrează în momentul respectiv. De asemenea, modificarea ordinii de stingere a obligațiilor fiscale în sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligațiilor principale în ordinea vechimii acestora și apoi a accesoriilor în ordinea vechimii acestora pentru a se evita acumularea de noi accesorii în sarcina contribuabilului. Foarte multe firme, odată ce au o datorie, nu mai reușesc să iasă din spirala penalităților. Dobânzi, datorii față de stat. Când merg să-și plătească datoriile din trecut, plătesc în esență în ordine istorică și nu plătesc principalul în primul rând. Și în continuare se acumulează penalități de întârziere la datoria principală pe care o au. Deci am stabilit o regulă prin această modificare, cum anume se plătesc datoriile. 4. Da, pot să fac o paranteză. Vă rog. Până acum se plătesc, conform legii care funcționa până acum, se plăteau prima dată penalitățile, astfel încât suma principală era... Da, exact, se cumulau alte penalități, însă odată ce acum agenții economice își vor putea plăti suma de bază, penalitățile, conform legii, nu mai generează alte penalități, astfel încât este o facilitate importantă, spunem noi. Punctul 4, cea de-a patra reglementare, se referă la posibilitatea organului fiscal de a înscrie în certificatul de atestare fiscală și a sumelor certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la entități care realizează achizițiile publice. Măsura a fost luată în vederea facilității participării la licitații acestor firme care au datorii la bugetul de stat, dar în același timp au de recuperat alte sume. Se discută alte sume de la stat. Se discută de foarte mult timp de această modificare. Sunt foarte multe firme care nu puteau participa la licitație, deși, spun, aveau datorii către bugetul de stat de, să dau același exemplu, 1 miliard de lei vechi, dar în același timp aveau de primit de la stat TVA, de recuperat sau alte obligații ale statului către societatea respectivă de 1.100.000. Ei, în condițiile în care în certificatul fiscal de atestare fiscală se vor trece aceste elemente, iar statul are de dat către societatea respectivă mai mult decât are de încasat, acea societate poate participa la licitații. 5. Menținerea începând cu anul 2012 a sistemului actual de impozitare a clădirilor și mijloacelor de transport. Știm că în 2011 s-a precizat prin lege în Parlament și s-a stabilit că doar pentru 2011 avem acest sistem de impozitare a clădirilor și mijloacelor de transport. Prin modificările aduse în ședința de guvern de miercuri, se menține același sistem și pentru 2012. Cel de-al șaselea element, stabilirea datei de 25 a fiecărei luni ca dată unică de depunere a tuturor declarațiilor fiscale și achitarea obligațiilor fiscale de către contribuabil, persoane fizice și juridice, către bugetul de stat și bugetul de asigurări sociale. Ați văzut și intervenția domnului ministru Ialomițean în acest sens. Aveam pentru anumite impozite date diferite pentru declarare, de exemplu pentru definitivarea impozitului după venit, era ziua de 15. Mai aveam și pentru declarația recuperativă care cuprindea operațiuni intracomunitare, posibilitatea de a depune până la data de 15 a fiecărei luni. Deci, în condițiile în care spunem foarte clar, data de 25 a fiecărei luni este ca dată unică de depunere a tuturor declarațiilor fiscale, spun că simplificăm mult drumurile pe care agentul economic era obligat să le facă către instituțiile statului. Și cel de-al șaptelea punct pe care eu mi l-am reținut,
este cel legat de majorarea cu 5% a impozitului pentru clădirile destinate activităților turistice, dar care sunt menținute închise. Acest lucru vine ca o răspuns la o solicitare a Ministerului Dezvoltării Regionale și a Turismului, pentru cei care sunt proprietari, administratori de clădiri cu destinație turistică și care nu au în circuitul, nu introduc în circuitul turistic aceste clădiri. În sinteză, acestea ar fi principalele modificări. Eu vreau să accentuez, să subliniez încă o dată modificarea de la punctul 2, și anume cea legată de penalități, și cea de la punctul 4, și anume trecerea în certificatul de atestare fiscală și a sumelor pe care statul le are de achitat către societăți.